Dacă lumea s-ar sfârși în 2020, îți amintești când puneam astfel de întrebări în apropierea anului 2012? Știi vremurile, fă un film popular și niște glume pe seama calendarului maiaș. Ei bine, având în vedere că pandemia virală îi face pe oameni să reconsidere modul în care funcționează lumea, este normal să ne gândim la dispariția inevitabilă a vieții de pe planeta noastră pe care o numim casă. Și când spun inevitabil, mă refer la momentul în care soarele se va stinge. Deci vom trece peste această pandemie, stați liniștiți. Între timp vom face ceea ce orice persoană normală blocată în casă ar face și anume ne vom adânci în scenarii fictive. Astăzi răspundem la întrebarea: cum ar fi dacă lumea s-ar sfârși în 2020? Primul lucru la care ar trebui să ne gândim în cazul unui astfel de scenariu este, știm dacă acest eveniment se apropie, suntem noi ca ființe umane conștiente de sfârșitul lumii, au dispărut toate creaturile pădurii fără urmă, s-a arătat vreun nostradamus modern care să arate tuturor dovezi indiscutabile despre cum se va sfârși totul, pentru că dacă nu știm dinainte, atunci pur și simplu vom continua să ne trăim viețile până la sfârșit. Sigur, poate avem scenarii apocaliptice în minte în prezent datorită situației în care se află lumea, dar nimeni nu spune că suntem condamnați și trebuie să ne acceptăm destinul. Deci, dacă lumea se sfârșește la miezul nopții pe 31 decembrie 2020, toți vom muri și nimic nu va mai conta. Nu este un gând liniștitor, gata cu creioanele, cu cărțile și cu profesorii care îți aruncă priviri ciudate și în plus gata cu conștiința. Dar astfel de sfârșituri simple creează povești plictisitoare, deci haideți să găsim câteva alternative. Hai să presupunem că toți știm că lumea se va sfârși la finalul anului. Există multe scenarii apocaliptice câte unul pentru fiecare frică existentă. Natura ar prelua controlul cauzând modificări uriașe. Arme nucleare ar putea cădea din cer distrugând tot peisajul și ucigând pe toată lumea. Dumnezeu ar putea decide să-i ducă pe toți oamenii buni la cer și să-i lase pe cei păcătoși să rămână pe pământ. Fiecare sfârșit diferit prezintă o desfășurare diferită și totuși au factori în comun. Dacă am ști că lumea se sfârșește, problema actuală de stocare a alimentelor s-ar intensifica imediat, ar fi fiecare pentru el, s-ar termina cu politețea, oamenii ar dărâma ușile tuturor magazinelor locale și ar pune mâna pe orice produs găsesc. Prin comparație, criza actuală de hârtie igienică ar fi un timp prosper. Nimic nu ar fi mai sacru. Oamenii în vârstă ar fi călcați în picioare în timp ce stau la rând pentru cumpărături. Cantinele sociale ar fi preluate de miliția locală. Oamenii bogați ar cumpăra cantități masive de produse din moment ce banii vor deveni fără valoare înspre finalul lumii. Sau poate unii vor avea mentalitatea faraonilor egipteni și vor duce cu ei totul în viața viitoare. Odată ce toate produsele au fost procurate, oamenii vor căuta locuri în care să le pună. Bam! Următorul pas al apocalipsei este pregătirea adăpostului. Sunt sigur că există destule adăposturi antiatomice, dar oamenii vor încerca să-și construiască propriile buncăre sau fortărețe. Poate că vom vedea chiar și un sistem de adăposturi finanțate de guvern. Totuși, pe măsură ce acestea sunt construite, oamenii se vor împărți în facțiuni, exact ca în Mad Max. Formând grupuri, aceștia vor jefui și vor omorâ orice le stă în cale pentru a obține ceea ce vor considera că este de drept al lor. Ar fi interesant și nebunesc totodată. Cei care au reușit să adune o cantitate considerabilă de arme și ar lua partea de bogăție, dacă totul s-ar termina în câteva luni, iar oamenii ar avea oportunitatea de a-i subjuga pe alții, vor profita de acest lucru fără să stea pe gânduri. Cei puternici vor rămâne puternici și se vor folosi de resursele obținute anterior pentru a-i face pe cei slabi să sufere. Apoi urmează pasul meu preferat, anarhia. Ucide pe oricine, fă ce vrei, cine te va opri? Ei bine, de fapt, mulți oameni te vor opri dacă le afectezi în vreun fel modul în care vor să-și trăiască viața. Dacă vrei să trăiești într-o zonă cu destule provizii și oameni, probabil va trebui să-ți murdărești mâinile puțin sau poți să te mulțumești să trăiești de pe o zi pe alta. E decizia ta, încearcă doar să găsești o tehnică bună de a supraviețui. După aprovizionarea inițială și stabilirea adăpostului, toate înțelegerile cad. Războaie între facțiuni, comercianți dubioși, pusnici care trăiesc de pe o zi pe alta, sună ca un scenariu bun de film. De fapt, chiar a fost scenariul multor filme. Chiar dacă am folosit câteva exemple dramatice, totuși lucrurile ar putea fi diferite. Oamenii ar putea fi mult mai civilizați decât ne imaginăm. Un lucru e cert, viața nu ar continua pur și simplu ca și cum nimic nu s-ar întâmpla. Dacă oamenii ar vrea să dovedească faptul că omenirea înseamnă mai mult decât sânge și bani, ar putea acționa diferit urmându-și visurile pentru care nu au avut timp până atunci. Poate s-ar împăca cu oamenii din viața lor sau ar încerca tot felul de lucruri incredibile de pe lista ultimelor dorințe, profitând de fiecare oportunitate. Sau poate ar împrăștia pozitivitatea celor din jurul lor. Indiferent ce se va întâmpla, cu siguranță va fi ciudat să trăiești în perioada respectivă și apoi s-ar termina totul. Anterior am amintit câteva scenarii, hai să vorbim puțin mai mult despre câteva dintre ele. Cel mai probabil scenariu implică o defecțiune în cazul sistemelor de apărare nucleară. Dacă ai văzut vreodată Doctor Strange Love, atunci știi la ce mă refer. Ceva merge prost și din cauza unei erori neprevăzute, o rachetă nucleară este lansată și toți cei care o detectează decid că e timpul să retalieze. Mecanismele de siguranță eșuează, liderii mondiali se retrag în subteran și tot ce se află la suprafață este vaporizat. Mă gândesc că toată lumea își face planuri de urgență pentru o apocalipsă cauzată de un virus. Poate ceva va suferi mutații și se va transforma într-un virus zombie, sau poate va compromite sistemul imunitar făcând numărul populației să scadă la aproape zero. O altă posibilitate interesantă s-ar baza pe vreme, ceva în stilul The Day After Tomorrow și de asemenea mai există scenariul zilei judecății. Indiferent ce formă ia apocalipsa, există un singur rezultat. Toată lumea moare sau transcede sau încetează să mai existe. Pentru fiecare apocalipsă există și o post-apocalipsă. Supraviețuitorii își vor continua viețile și noi forme de viață vor apărea. S-ar putea să dureze ceva, dar noile civilizații se vor ridica, iar dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci măcar natura va prelua controlul. Este greu să spunem ce se va întâmpla după ce se termină totul, dar bazându-ne pe ceea ce regăsim în literatură, ar putea să aibă loc unul din două scenarii, o distopie sau o utopie. Ambele par foarte ciudate din perspectiva culturală actuală. La cât suntem de enervanți, probabil am găsit defecte și într-o societate perfectă. Nemulțumirea este o parte din noi. Va mai exista viață? E greu de zis, deoarece nu avem cum să știm ce se va întâmpla dacă sfârșitul lumii va avea loc la finalul anului. Oamenii au creat teorii încă de când am început să dezvoltăm limbajul. Orice poate cauza sfârșitul lumii și orice se poate întâmpla după. Dar până atunci putem doar să presupunem. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!